Doamne ajută! Am pornit această acțiune din dragoste pentru România. Am ajuns în Mărtănuș și în Orsula, la îndrumarea, la sfatul prietenilor noștri vechi din județul Covasna. Am găsit în acest sat români minunați, români care țin credința ortodoxă vie, țin tradiția românească și limba română. Români care încă luptă și își păstrează identitatea lor națională. În semn de prețuire pentru această luptă a lor, ne-am decis să înmânăm, să dăruim copiilor lor aceste costume populare românești. Aceste traie naționale au fost confecționate cu ajutorul românilor din toate provinciile istorice ale țării, din zeci de orașe și state ale României, dar și din afara granițelor. Ne-au trimis semne ale solidarității români din Craiova, din Brăila, din Galați, din Iași, din Suceava, din Statele Unite, din Canada, de pe tot cuprinsul lumii. Toți românii sunt uniți și vor să le spună răspicat românilor din județul Harghita și Covasna că acești români nu sunt